în lume există 5 studii randomizate, deci după standardul cel mai înalt, în care se analizează impactul consumului de grăsimi saturate și de grăsimi polinesaturate. În toate aceste studii, concluzia este una singură. Consumul scăzut de grăsimi saturate și consumul crescut de grăsimi polinesaturate nu scade riscul de deces prin boli cardiovasculare. De aceea, cei care spun nu mânca o linguriță de ulei de cocos pe zi pentru că îți distrugi inima, nu au dreptate. Vă puteți face analizele, eu mi le-am făcut, am primit multe mesaje de la cei care au făcut, în urma consumului de ulei de colesterol, crește HDL-ul, colesterolul care protejează inima. Probabil că aici este explicația. Crește colesterolul care protejează aparatul cardiovascular. Iar grăsimile polinesaturate care se găsesc în aceste uleiuri, așa zis vegetale, nu sunt uleiuri vegetale, sunt uleiuri de semințe, conțin grăsimi polinesaturate care, după cum vedem, cresc riscul de deces cardiovascular chiar dacă scad nivelul de colesterol. Nu trebuie să mai fim speriați că mâncăm carne de porc, carne de vită, carne de oaie, că gătim în untură sau în unt. Dimpotrivă, este recomandabil decât să gătim, să prăjim în uleiuri vegetale. Și luați dimineața o cafea cu ulei de cocos și corpul vostru vă va mulțumi pentru asta. Numai bine, sănătate, la revedere!